După scandalul micilor din carne de cal, județul Prahova este din nou în centrul unui scandal de proporții. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare Prahova au emis o alertă alimentară existând suspiciuni că pe piață există carne de mici infestată cu salmonela. Este vorba despre 800 de kilograme de carne de mici contaminată care ar proveni de la cel mai important depozit al unui lanț de hipermarketuri din țară, inclusiv Ploiești. Carnea a fost livrată de o firmă din Piatra Neamț la depozitul central, iar de aici în magazine. O parte din cantitatea de carne a fost retrasă de la consum, iar la producători și distribuitori au fost demarate anchete pentru a fi lămurită sursa contaminării. Chiar sâmbătă am făcut grătar. Vă este teamă? Păi mi-e teamă, cum să nu. Veți mai cumpăra de la această societate? Nu. Veți merge la doctor pentru un control? Păi să știți că chiar m-am simțit rău, nu știu de ce. Probabil și dintre asta. Cetățenii susțin că cele două scandaluri le-a cam tăiat pofta de mici și că sunt extrem de atenți atunci când cumpără. Nu cumpăr. Dai de culoarea de prospețime să... La culoare, termen. Culoarea, și la termen, da. La gust, la astea nu. Mă uit la data de expirare, de... așa că nu. Acolo știu că dacă fac în fiecare zi aproape aprovizionarea, știu cam când se aduce, cum urmăresc.